Bună seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O alertă cu bombă la un restaurant din capital a pus aseară pe joar polițiștii și geniștii care au verificat localul timp de 2 ore, dar nu au găsit nimic. Un candidat independent de pe circumscripția SUA Canada le cere judecătorilor și procurorilor din țară să-i financeze campania electorală. Altfel, amenință că va publica informații care i-ar putea compromite. Iar Renato Sassi susține că are dovezi care ar demonstra că Ilan Șor l-a finanțat pe Igor Dodon. Vedeți reacția președinției în jurnal. Se apropie ziua îndrăgostiților, iar dragostea plutește deja în aer la un centru comercial din capitală, unde s-a deschis un târg de cadouri. A fost alertă cu bomba seară la un restaurant din sectorul Ciocan al capitalei. O persoană a anunțat poliția că în localul care era închis se află explozibil. Geniștii au fost chemați la fața locului, iar după 2 ore de verificări au anunțat că nu au găsit nimic. Nici cel care a făcut apelul nu a fost deocamdată identificat. Era trecut de ora 20 când poliția a fost alertată de o persoană necunoscută că un restaurant de la Ciocana este minat. Geniștii au încercuit zona și au început verificările. Stăteam în casă și am văzut că era și ambulanța, poliția și am ieșit afară cu vecinul să ne uităm ce s-a întâmplat. Practic tot cartierul a ieșit în stradă, susține acest martor. Șeful adjunct al poliției municipale ne-a spus că localul era închis și nu era niciun client în interior atunci când au avut loc verificările. În cele din urmă, apelul s-a dovedit a fi fals. Lumea sună și minciunesc. Nu-i prea bine. Atunci când va fi identificat, autorul alertei false s-ar putea alege cu până la 2 ani de închisoare. Finanțați-mi campania, altfel voi spune totul. Este mesajul pentru judecătorii și procurorii din Republica Moldova din partea candidatului independent de pe circumscripția SUA Canada, Viorel Sava. Avocat de profesie, acesta susține că va dezvălui informații compromițătoare dacă cei vizați nu îl vor asculta. Totuși, el nu a dat vreun nume. Eu vă îndemn public. Contribuiți financiar la susținerea campaniei mele. Mai zic încă o dată, procurori, judecători și clienții mei cinstiți, onești și foarte șmecheri. Cu acest mesaj a venit candidatul independent de pe circumscripția SUA Canada, Viorel Sava, și este adresat celor care activează în justiție. Acesta însă nu a menționat niciun nume. Că în caz contrar, dacă eu nu o să văd măcar câte un leu de la persoanele vizate în contul meu, după alegeri, exact din data de 25, eu îți public toată informația care o știu de pe voi. Câți bani am luat de la voi, clienți, câți am transmis procurorilor, câți judecătorilor și tot așa. Toți ca unul, nu o să vă cruți pe niciunul, vă spun eu. Și eu îți prezint și probele. Viorel Sava susține că majoritatea secțiilor de votare care vor fi deschise în Statele Unite ale Americii pentru alegerile parlamentare sunt în apropierea bisericilor baptiste. Acest lucru l-ar avantaja pe vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, care candidează pe aceeași circumscripție și care a condus timp de mai mulți ani Biserica Baptistă din Moldova. Voi ați observat că din cele 12 secții de vot care urmează a fi deschisă în Statele Unite, 8 dintre ele sunt amplasate fie în incinta bisericilor baptiste, fie în imediata apropiere a lor. Cum credeți, e o întâmplare asta? Strategie bolnăvicioasă a Partidului de Guvernământ din Republica Moldova și a unui dintre candidați, așa zis Sfântul Ghilețchi. Chiar așa, domn Ghilețchi? Chiar crezi că toți suntem proști și tu împreună cu gașca ta de ratați ești cel mai indicat să ne joci ca la... Valeriu Ghilețchi și purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Potrivit publicației Newsmaker, din cele 12 secții de votare care vor fi deschise în SUA, cel puțin 8 vor fi amenajate în incinta bisericilor și a centrelor religioase pentru membrii comunității baptiste. Pe circumscripția numărul 51 SUA și Canada, mai sunt înregistrați candidatul blocului acum Dumitru Alaiba, socialistul Gaic Vartanian, Rodica Rusu de la Partidul Șor, democratul Ghenadie Moroșanu și candidații independenți Alexandru Andrin Patron, Petru Neaga, Gheorghe Grozav, Valentin Ganea, Oleg Banzar, Roman Palancica și Ana Vasilache. 25 de călăreți iscusiți s-au întrecut astăzi la o competiție de hipism din capitală, la care au trebuit să treacă peste obstacole înalte de un metru. Bun.
Participanții au fost împărțiți în diferite categorii de vârstă, iar cei mai buni au fost premiați. Vedeți mai multe imagini de la concursul cu 10 de cai putere la știri. Ilan Șor nu minte că l-a finanțat pe Igor Dodon, spune liderul partidului nostru, care susține că are dovezi în acest sens. Renato Usatăi a postat pe pagina sa de Facebook mai multe documente care ar demonstra că Șor i-a achitat călătoriile lui Dodon la Moscova. Președinția neagă informațiile, iar purtătorul de cuvânt al partidului Șor nu le-a comentat. Șor nu vrea, nu blefuie atunci că om finanțează Dodona. Речь идет о 2013-2014 годах. У меня в руках ряд инвойсов для оплаты авиаперелетов из Кишинева в Москву. Додон Игорь, рота Кишинева-Москва, вылет 4-го, там обратно 5-го и так далее. Вот примерно как это выглядит. Конфирмари депрец. Plata de către Ilan Șor. Declarația ex-primarului de Bălți, Renato Usatăi, a fost făcută într-un live pe Facebook. Ulterior, acesta a publicat pe pagina sa mai multe facturi care ar confirma că șeful statului ar fi zburat de mai multe ori pe banii lui Șor. Se întâmplă la câteva zile după ce Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM, a anunțat că l-a plimbat pe Dodon cu avioanele sale personale, că i-a dat bani pentru 2 campanii electorale și că i-a adus mai multe genți pline cu ceva, fără să spună cu ce anume. Usatăi susține că și el i-a dat bani lui Igor Dodon, dar nu a menționat pentru ce. În 2013 году Доди, когда брал деньги у меня на политику, он в то же самое время брал у Шора, а мне клялся, что никто ему больше ничего не дает, я как бы единственный, который помогает. În mesajul său, Renato Usatăi nu spune nici de unde a făcut rost de aceste facturi. Președinția a negat acuzațiile, menționând că ele trebuie tratate exclusiv în context electoral. Igor Dodon nu candidează la alegerile parlamentare, dar a anunțat că va susține Partidul Socialiștilor. În 2014, fostul primar de Bălți a fugit din Moldova. El este acuzat că ar fi comandat asasinarea bancherului rus German Gorbunțov, lucru negat de Usatăi. Moneda națională a Moldovei să fie euro, asfaltare chiar de la scara blocului sau salubrizare mai eficientă a capitalei. Sunt doar câteva dintre promisiunile electorale aruncate cu vervă de candidații la fotoliul de deputat. Acestea însă sunt departe de posibilitățile unui parlamentar de a le duce la bun sfârșit, constată experții din justiție, care califică declarațiile drept populiste. Am un proiect pentru banda unică, reparația telefericului, asfaltare de la scara blocului sau prelungirea străzii Domeniuc la strada studenților. În campania electorală, politicienii mai că sunt gata să dea și luna de pe cer de dragul unui loc în legislativ. Așa se face că în această perioadă ne pomenim cu promisiuni pestrițate, care nu au nicio treabă cu ceea ce poate face un deputat. Cel puțin asta spune un expert în dreptul constituțional. Promisiunile este goale. Sunt în detrimentul imagului politic. Ele demonstrează că persoana nu cunoaște pur și simplu. Se bate pe emoții. Asta e populismul, întotdeauna a fost în vogă. Nicolaius Mochescu spune că un deputat poate pune întrebări, promova idei sau lansa inițiative legislative, dar de executarea propriu-zisă se ocupă guvernul. Moneda națională se devine moneda euro pentru că moneda euro este o monedă stabilă. Euro nu poate deveni moneda națională din simplu motiv că noi nu suntem membri Uniunii Europene. Până în anul 2023 să îndeplinim toate condițiile de aderare. Este pregătit țara sau nu este pregătit țara pentru aderarea la Uniunea Europeană, decide numai și numai însăși Uniunea Europeană. Experții în drept afirmă că multe dintre ideile lansate de concurenți în campanie țin mai degrabă de competențele autorităților locale, pe când parlamentarii se ocupă de strategii naționale. În 2 săptămâni vom alege următorii 101 deputați care vor avea un mandat de 4 ani. Camerele de supraveghere din secțiile de votare nu vor compromite secretul votului. O spun responsabilii de la Comisia Electorală Centrală, care au aprobat un regulament ce prevede că înregistrările din ziua alegerilor nu vor fi transmise online, ci stocate pe un dispozitiv. Acestea vor putea fi utilizate drept dovadă în cazul unor încălcări. Cabinele de vot nu vor intra în vizorul camerelor de supraveghere din secțiile de votare, după cum prevede regulamentul aprobat de CEC. Totuși, cei de la Comisia Electorală Centrală spun că instalarea acestora este o măsură suplimentară de securitate, inclusiv împotriva fraudelor electorale.
Imaginele captate de sistemul de supraveghere video nu vor fi transmise online, ci stocate pe un dispozitiv aparte, exclusiv în cazul unor eventuale litigii electorale. Acestea vor putea fi utilizate în calitate de dovezi pentru examinarea și soluționarea acestora. Regulamentul prevede că sistemul de înregistrare video nu va fi utilizat și în cazul celor care vor vota cu urna mobilă. Ideea de a instala camere de supraveghere în secțiile de votare a fost lansată în noiembrie anul trecut de Pavel Filip. Atunci premierul declara că astfel va fi asigurată transparența procesului de vot. Opoziția însă nu a văzut cu ochi buni propunerea. 2300 de camere de supraveghere vor fi instalate în secțiile din țară în ziua scrutinului, iar pentru asta s-au alocat 12 milioane de lei. Totodată, pentru alegerile parlamentare și referendumul consultativ, vor fi tipărite aproximativ 12 milioane de buletine de vot, care vor fi tipărite pe hârtie mată și se vor deosebi prin culoare. O competiție cu 10 de cai putere s-a dat astăzi în capitală. Amatorii de hipism s-au aliniat la start și au sărit peste bariere înalte de un metru. Cei mai iscusiți călăreți au fost premiați la final. Prima participare la o astfel de competiție a fost cu noroc pentru Alexandra, care a trecut cu brio de toate barierele. Tânăra practică hipismul de 5 ani, iar astăzi emoțiile au fost mari. A fost foarte bine, desigur că am fost stresată la început, dar altfel am fost optimistă. N-am dat nicio barieră jos. Aștept să iau loc. La cei 12 ani ai săi, Ismail Hassan știe deja cum să călărească și să facă o echipă bună cu animalul său. Deși astăzi calul a fost cam încăpățânat, a reușit să facă față cerințelor concursului. Am avut tare multe emoții. Prima dată am sărit foarte bine, a doua oară, nu știu, cam bine să prindet. Eu sper să iau loc cu căluțul ăsta. Iar Alexandra Doni spune că s-a pregătit de la începutul iernii pentru concurs. Astăzi însă a avut ghinion și a fost exclusă din competiție. Am avut 4 puncte și nu era ideal. Trebuia să fie 0. Mă doriți să meargă la linia de start. Cei 25 de concurenți, fete și băieți, au fost împărțiți pe categorii de vârstă. Rudele și prietenii au venit să-i susțină și să-i încurajeze cu aplauze. Ne-a invitat și a fost o provocare foarte interesantă și chiar cu succes, pentru că ne impresionează foarte mult. В первый раз вот мы на таком нравится сыну. Подумал даже вот если чуть постарше станет, даже сюда чтоб начал ходить. Organizatorii spun că cei mai buni călăreți vor fi premiați. Duetul între călăreț și cal au nevoie să parcurgă, adică să treacă maršrutul, să sară peste toate obstacole fără a le... să le depășească fără a le lovi. Competiția se află la a patra ediție. O cină romantică în inima Parisului, o excursie prin safari sau o escapadă la munte. Sunt câteva dintre ofertele pregătite de agențiile de turism de la noi pentru Ziua Îndrăgostiților. Cu trei rând safari și odihnă pe plajă în Zanzibar. Acolo aveți posibilitatea să vedeți în realitate animalele exotice, ca girafi, lei, tigri, hipopotami, chiar și să-i mângâiați, să-i hrăniți. Iar pentru cei care simt mai mult cu inima și mai puțin cu buzunarul, pot alege din ofertele locale. Revenim cu detalii în jurnal. Deși mai este o săptămână până pe 14 februarie, dragostea plutește deja în aer. Într-un centru comercial din capital a fost deschis astăzi un târg cu tot felul de cadouri. Pentru cei îndrăgostiți a fost amenajat un perete unde și-au imprimat declarațiile, iar doritorii s-au putut căsători pentru o zi. Mihail și Olga sunt căsătoriți de 6 ani, dar dragostea devine tot mai puternică în timp, spun ei. Astăzi și-au jurat din nou iubire, doar că într-un centru comercial din capitală. У меня на свадьбе не было платья белого. Мы стали любить друг друга еще больше только и все. 6 раз больше. Каждый день как первый раз. Всегда с каким-то переживанием, с какими-то эмоциями. Супер. Я готов хоть каждый день так со своей женой. Cei mai îndrăzneți au scris declarații de dragoste pentru persoanele dragi pe acest perete. Муж мы поженились в Москве. В этом году будет 39. Alții au confecționat felicitări. Pentru prietena mea, sper că e doar a mea soție. Semnificații tot aici. Fac pentru surorile mea o inimioară de ziua îndrăgostiților.
La târgul deschis astăzi, organizatorii au intrat în rol de cupidon, doar că nu cu săgeți, ci cu oferte. Așa că vizitatorii au putut să cumpere dulciuri și obiecte confecționate handmade. Noi astăzi празднуем будущий день влюблённых и смотрим, что можно посмотреть, что взять в подарок своей второй половинке. Выберем что-нибудь интересное сегодня обязательно. Пришла посмотреть, что интересного продается. Хендмейд. Столько всего делают. Украшения разные, там, свечки, вещи. Ziua îndrăgostiților, numită de asemenea Sărbătoarea Sfântului Valentin, este sărbătorită anual pe 14 februarie. Troleibuzele noi care vor fi puse pe rutele din capitală vor avea prize USB. Responsabilii de la regie transport electric au constatat că pasagerii au mai mare nevoie să-și încarce telefoanele decât să se folosească de rețeaua Wi-Fi. Așa că au renunțat la internetul fără fir, dar și la înregistrările despre istorie, pe motiv că aceeași informație i-ar fi plictisit pe călători. Urmează stația Strada Kiev. Denumirea străzii provine de la numele orașului Kiev. Acum în boxele din troleibuz nu se mai difuzează această informație, se anunță doar următoarea stație. Strada Kiev. Nadejda lucrează ca taxatoare. Femeia spune că rețeaua Wi-Fi nu mai este de mult. După o săptămână, pasagerii s-au plictisit să audă informațiile, susține ea. Informația era una și aceeași, clar lucru să plictisește lumea. Dumneavoastră toată ziua v-am zis la memoria ceva? 31 august, de Eminescu, una, alta. Călătorii spun că le era destul de greu să se conecteze la rețeaua de Wi-Fi dintr-o leibuze, internetul funcționând destul de slab, așa că mulți nici nu-i simt lipsa. Mi-a svoi internet. Cât despre informațiile difuzate în boxe, majoritatea călătorilor le consideră utile. Era bine așa ceva. Fiindcă lumea știe, mai sunt informați mai bine, mai... Ia că vedeți cum, vin și nu știu, nici străzile, nici opririle. Eu de pildă nu mă plictisem de așa ceva, taman când era interesant. Informații foarte normal, dar parcă pare prea tare strigat, pe buleac mai și șor. E normal să spui să aud ceva, să aduci aminte ceva. Unii călători spun că nu au nevoie de Wi-Fi sau USB. Important să ajungă la timp. На Байконах я работаю, иногда ждешь по полчаса. Трею мерже грев, ну что, де че, сау специальные рути, сау... Șeful interimar al regiei transport electric, Dorin Ciornăi, susține că troleibuzele noi, care vor fi asamblate și puse pe rutele din capitală, vor fi dotate cu prize USB. Un bărbat de 65 de ani din Molovata, raionul Dubăsari, s-a prăbușit sub stratul de gheață în timp ce încerca să treacă râul Nistru și s-a înnecat. Corpul neînsuflețit a fost găsit ieri de către salvatori la o distanță de aproximativ 150 de metri de la mal. Pompierii spun că nenorocirea a avut loc vineri. Se apropie ziua îndrăgostiților, iar agențiile de turism se întrec în oferte de vacanță. Escapadele exotice sunt la modă și în acest an, așa că în luna iubirii puteți merge în Maldive, Egipt, Dubai sau Brazilia. Cei mai romantici pot opta pentru o cină în doi în inima Parisului sau la Istanbul. Destinațiile exotice rămân a fi preferatele îndrăgostiților pentru mijlocul lui februarie, cele mai accesibile ca preț fiind Dubai sau Egipt. Organizatorii promit că veți avea regatul plajelor de corali, dar și sporturi nautice pentru dornicii de aventură. Pentru răsfăț, veți scoate din buzunar între 350 și 900 de euro. Ne delectăm cu sucuri din fructe exotice, să ne primim pe nisipurile fine, să savurăm apa azurie. Este un rai pentru doi. Putem organiza o cină romantică sau o excursie. Partenerii cu inima mai mare sau cu buzunarul mai generos își pot duce jumătatea în Maldive pentru a înnota în Oceanul Indian. Iar dacă sufletul vă cere aventură, atunci Africa e destinația perfectă. Cu trei rând safari și odihnă pe plajă în Zanzibar. Acolo aveți posibilitatea să vedeți în realitate animalele exotice, ca girafi, lei, tigri, hipopotami, chiar și să-i mângâiați, să-i hrăniți. Și pentru că este încă iarnă în calendar, din peisaj nu dispar ofertele la munte. Cel mai ieftin la Bucovel. Cazarea este în vile, cu alimentație, mic dejun, cu transfer la pârtii zilnice. Urmează serurile în România și în Bulgaria, care variază prețurile între 150-250 de euro și cele mai scumpe sunt în Austria, cu zbor direct, cu transfer, cu alimentație inclusă și transfer spre Pârtii.
La mare căutare sunt city break-urile în Europa. Pentru 3 zile la Istanbul de Valentine's Day cu autocarul veți plăti în jur de 150 de euro. Este o excursie la Carabrichi, непосредственно на сам город можно посмотреть, можно сделать покупки. Понятное дело, что как это Турция без восточного рынка. А вот, ну, естественно, вечеринка для влюблённых там проводится в отеле. Agențiile de turism spun că sunt gata să îndeplinească orice capriciu al clientului și să facă sejururi individuale. Putem veni în ajutor organizarea unor city break-uri romantice, poate chiar și pentru cei care doresc să facă o cerere în căsătorie în Paris, în Veneția, iar acest anturaj cu siguranță va crea un ambient în care partenerul cu siguranță va primi un da. Agențiile mai vin cu oferte pentru gurmanzi de a sărbători dragostea în Spania sau Georgia, unde îi așteaptă bucate tradiționale și vin local. Iar dacă distanța nu te sperie, îți poți duce iubirea în America Latină, într-un tur în care vei vizita Brazilia, Chile, Peru și Argentina. Cei care simt însă mai mult cu inima și mai puțin cu buzunarul pot alege din ofertele locale, călătorii în punctele istorice din țară sau cine la castel. Care alegorice colorate și statui cu marii politicieni ai lumii sunt principalele atracții de la celebrul carnaval de satiră din Italia. Vedeta petrecerii a fost Donald Trump în chip de împărat. Questo è un Trump minaccioso, un Trump che guarda verso il futuro ma con un'aria molto seria. Vedeți mai multe imagini de la eveniment în câteva minute. Capitala Spaniei a fost astăzi centrul unui meeting de amploare. Nemulțumiți că guvernul vrea să înceapă discuțiile cu autoritățile din Catalonia privind statutul acestei regiuni, mii de oameni au scandat pe străzi. Opoziția consideră decizia executivului drept o trădare. Aproximativ 45.000 de oameni au fluturat astăzi drapelul Spaniei, manifestând astfel împotriva guvernului acuzat de naționaliști că a trădat țara, după ce s-a arătat dispus dialogului cu separatiștii catalani. Partidele de opoziție au cerut premierului să convoace alegeri, afirmând că unitatea națională nu se negociază. Catalonia este o regiune a Spaniei care și-a proclamat independența printr-un referendum considerat neconstituțional de guvernul de la Madrid și de Uniunea Europeană. O femeie și un copil au murit aseară într-un incendiu izbucnit la o brutărie din orașul francez Lyon. Presa de acolo scrie că flăcările au pornit după explozia unei butelii de gaz. Incidentul are loc la câteva zile după ce 10 oameni și-au pierdut viața din cauza unui incendiu care a cuprins un apartament de la Paris și la o lună de la o altă deflagrație produsă tot la o brutărie din Franța. Un protest cu aproape 200.000 de oameni a avut loc la Roma. Manifestanții sunt nemulțumiți de politicile antimigrație promovate de guvern. Protestatarii au mărșăluit pe străzi cerând ca vocile sindicatelor să fie auzite. Mai multe sindicate au făcut apel la organizarea acestui protest pentru a atrage atenția asupra inegalității, șomajului și a rasismului sub conducerea actualului guvern de la Roma, venit la putere anul trecut. Dobbiamo far capire a questi chi ci governa che quello che hanno fatto fino ad oggi non è sufficiente. Serve di più per lavoro, serve di più per i pensionati, serve di più per i giovani. Che speriamo possa finalmente, in un lampo di lucidità, convocare le parti per mettere al centro veramente i problemi dello sviluppo, i problemi degli investimenti, le opportunità di lavoro che si possono creare facendo le scelte giuste. Autoritățile nu au publicat cifre oficiale privind participarea la meeting, dar presa locală a relatat că la proteste ar fi luat parte până la 200.000 de oameni. Guvernul populist al Italiei, format din Mișcarea 5 Stele și Liga, de extremă dreaptă, a nemulțumit mulți italieni cu politicile sale antimigrație și cu alte politici controversate.
Evadare de tot râsul la o închisoare din Statele Unite. Un deținut care încerca să fugă din penitenciar a căzut la propriu în mâinile gardienilor. Podeaua prin care încerca să-și croiască drumul spre libertate nu ducea în curte, cum credea acesta, așa că fugarul s-a prăbușit într-o altă încăpere a închisorii plină cu paznici în alertă. Nici atunci bărbatul nu a vrut să cedeze. S-a luptat cu gardienii care au folosit în final arma cu electroșocuri ca să îl mobilizeze. Orașul italian Viareggio a îmbrăcat straie de sărbătoare și va găzdui petreceri pline de culoare până în luna martie. Acolo a început celebrul carnaval de satiră, care l-a avut în prim plan la deschidere pe Donald Trump înfățișat în chip de împărat. Vizitatorii au rămas impresionați. Ca în fiecare an, la carnavalul din orașul italian Viareggio are loc parada carelor alegorice, unde sunt luate peste picior mai multe personaje politice. Una dintre vedete a fost Donald Trump, înfățișat în chip de împărat roman, cu sabia împodobită de simboluri ce amintesc de pasiunea sa pentru Twitter. Questo è un Trump minaccioso, un Trump che guarda verso il futuro, ma con un'aria molto seria. Petrecerile pe străzi se vor da în fiecare weekend până în luna martie. Tradițional, la carnaval sunt abordate probleme sociale. În acest an s-au afișat imagini ale unor femei emblematice pentru artă sau politică. Questa grande Frida di 9 metri, se non sbaglio, molto grande e molto elegante, no? Molto intensa in questa sorta di danza, no? Frida che è diventata negli ultimi anni anche un emblema del femminismo e della rivoluzione, diciamo, della donna nel mondo. Sute de mii de turiști vin în fiecare an la Viareggio ca să ia parte la carnaval. Sunt 5 reprezentații în total, dar pregătirile durează câteva luni. Cu titlul de campion olimpic în spate, norvegianul Kjetil Jansrud a cucerit medalia de aur în proba de coborâre la campionatul de schi alpin. Cursa a fost spectaculoasă. Pe locul 2 s-a clasat un connațional de-al său, iar pe 3 un sportiv din Austria. Vedeți evoluția lor la sport. Și-a pornit o afacere în urmă cu 4 ani, iar acum urmează să și-o extindă datorită unui grant oferit de Banca Mondială. Stanislav Garștea coase haine de sport și le vinde în magazinele de la noi. Visul său este să-și exporte marfa și peste hotare. După ce și-a făcut studiile la Brașov, Stanislav a hotărât să-și deschidă o afacere acasă la Căușeni. Împreună cu sora sa, coase haine de sport pentru femei și bărbați. A început să colabora cu o doamnă care are experiență peste 40 de ani în confecționarea modelelor și cu ea am ajuns la nivelul care mers atâta timp. Înainte să ajungă sub acul mașinii de cusut, fiecare bucată de stofă este măsurată și tăiată manual. Se imprimă logo-ul, iar ulterior de cusut se ocupă cele 6 angajate. Eu răspund de procesul de producere, adică croirea, tăierea, pregătirea pieselor pentru cusut. După 4 ani de activitate, tânărul numără mai mult de 20 de modele. Stofa este importată, spune el. Am găsit furnizori în Turcia care ne oferă anume calitate pe care o vor și clienții noștri, comodă, calitativă și, desigur, accesibilă. Cele 6 croitorese spun că munca e dinamică și interesantă, doar că e nevoie de multă răbdare. Dacă îți place, apăs prânește, dar dacă nu, nu. Totul se măsoară pe ce înseamnă și trebuie scoș. Lucru îmi place, să acasă pe loc. Nu trebuie să plecăm undeva peste hotare. Acum Stanislav lucrează la crearea unor modele noi de leggings și malete pe care vrea să le trimite în magazinele din SUA și Uniunea Europeană. Acest lucru va fi posibil, spune el, datorită grantului de 180.000 de lei oferit de Banca Mondială în cadrul proiectului Ameliorarea Competitivității. Cu acești bani, tânărul vrea să-și deschidă un magazin online și să lanseze un spot video informativ. Acest proiect vine în suport agenților economici privați care intenționează
să-și întărească capacitatea la export, să exploreze noi piețe de desfacere. În cadrul proiectului de ameliorare a competitivității finanțat de Banca Mondială au fost aprobate în jur de 198 de dosare din Moldova. Cel mai important turneu internațional de tenis de câmp desfășurat în Moldova a luat sfârșit. Biotechnos Cup, competiție ce a adunat juniori din 24 de țări și a desemnat astăzi campionii. În concursul masculin, primul loc l-a ocupat un tenismen din Belarus, iar la fete, cea mai tare a devenit o norvegiancă. Cu gândul și cu speranța de a evolua în viitor la turneile de Grand Slam, juniorii de la Biotechnos Cup 2019 și-au desemnat astăzi campionii. În concursul masculin, în marea finală, și-au dat întâlnire italianul Lorenzo Rotoli și bielorusul Alexandru Zghirovski. Primul set a fost unul echilibrat, iar bielorusul a fost cel cu nervii mai tari, impunându-se cu 7-5. Dezamăgit, italianul a cedat presiunii și a fost mai slab și în al doilea act. Zghirovski a profitat și a închis meciul cu 6-3. Получился достаточно трудным. Не показал своей лучшей игры, но выиграл. И это самое главное. Это пока что мой самый крупный титул. I have to say thanks because it was a great tournament with hospitality, so I will come for sure next year. La simplu feminin, în finală, și-au dat întâlnire poloneza Stefania Rogozinska-Zic și sportiva din Norvegia, Lili Elda Hasef, finalistă și în proba de dublu, dar și favorita numărul 1 al turneului, tenismena din Polonia a forțat desprinderea din start, dar nordica a oferit o rezistență remarcabilă. Hasef și-a impus jocul și a făcut-o pe adversara sa să greșească, câștigând primul set cu 6-4. Norvegianca s-a simțit din ce în ce mai bine pe cortul de tenis și a dominat și în actul secund. Lili Hasef s-a încoronat campioană după 6-3 în setul 2. Yeah, it was a tough match. Yeah. I tried to play aggressive because it was physically hard. I'm very happy with my game. La final, campionii și finaliștii au fost răsplătiți cu trofee și premii. Timp de 9 zile, școala sportivă specializată de tenis din capital a fost gazda turneului internațional de categorie a doua, Biotechnos Cup. În acest an, țara noastră a fost reprezentată la această competiție de 9 jucători de tenis, toți fiind eliminați în etapele inițiale. Cu siguranță avem viitor, doar că ne trebuie mai multă experiență. Sunt copii care ne dau speranțe. Vor juca bine. Cel mai important lucru, după cum am mai spus, identificăm persoanele talentate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează filmul X-Men Apocalipsa. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram, la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!